cea mai arzătoare problemă a municipiului. Mai stimați reprezentanța impresiei, și aici să ținem. Vorbim că dumneavoastră aveți un segment de cititori, sigur că îi reprezentați, sau refugizați informații. Am luat hotărârea, am luat-o târziu, de a schimba numele din SCM Lutești, FCM Argeș. Am luat hotărârea să înscriem echipa SCM, până ne schimbăm numele cu SCM se va numi, în divizia C. Târziu, foarte târziu. Căutăm jucători, foarte târziu. De ce am luat-o foarte târziu? Și de asta vreau să înțeleagă toată lumea, de ce am luat-o târziu. Noi am crezut în buna noastră credință, n-aș vrea să spun, a evitat să nu credeți că suntem în partea asta, că va veni un investitor să ne fece așa. Și atunci, domnule, am scăpat. SCM merge pe drumul ei, pe acolo, acolo, cu 12-13-14, în divizia C, susține fece așa și cum putem și noi și lucrurile vor merge bine. Văzând însă că nu vine niciun investitor, discutând, nu vor să preia echipa cu datorii, atunci am considerat că este de datoria mea, responsabilitatea mea, față de fenomenul fotbalistic, față de iubitorii fotbalului, față de tineri care vor putea să joace, să fie rulați la FC Argeș, față de memoria mari fotbalești pe care i-a dat Argeșul, inclusiv Dobrin, să acționeze într-un fel. Și am reluat formalitățile de înscriere a sportului municipal Citești în divizia C. Am înscris-o, dar antrenorul nu era, aveam un antrenor național, poate să fie antrenor la ta vreme cât a avut la dispoziție un obiectiv, a avut bani, a avut o sprijinul și nu s-a aprobat divizia. Și atunci discutăm alt antrenor. Am găsit antrenor, antrenor secund și acum am fost jucător. Sper că astăzi vine să finalizăm un lot de jucători. De aceea, nici în primele etape nu aștept mari rezultate, pentru că am început târziu. Repet să fie clar pe toată lumea, am început târziu, tocmai fiindcă am crezut și noi că va veni un investitor să preia Ficeacu și atunci, sigur, sprijinam Ficeacu. Nevenit, atunci ne-am obligat să continuăm pe linia asta. Este posibil să avem și niște surprize extrem de plăcute. Să vedem câteva zile, o să avem niște răspunsuri, niște efecte. Până atunci, însă, echipa sportului municipal va porni la drum, în concomitent cu ordinea la drum, avem și formalitățile pentru schimbarea de numire, să avem FCM Argeș, tocmai pentru a fi mai aproape de ceea ce înseamnă FCM Argeș. Iar FCM Argeș, sigur, își va urma drumul său juridic. Îmi pare rău, tocmai de aceea am listat și n-am înscris echipa SCM, tocmai crezând că va fi și ordinea la drum. Și nu fiindcă am trezut un sau altul sau nu, fiindcă nu vrea nimeni să preia datorile respective. Și am din punct de vedere chiar îi trece. Să vrei 34 de milioane, adică aproape un milion de miliarde, aproape un milion de euro, pe un milion de euro sus echipa de via ce e fără probleme. Cam asta este.